N-ați înghețat cu ghioței aici. Celebrele tramvaie. Numai eu puteam să visez că mine studențești prin zona asta. Salutare prietenașilor și bine v-am găsit, cu voi este Grigore Varlam și astăzi, bineînțeles, a venit momentul pentru un alt clip cu livrări la Taz în Timișoara. De această dată, pentru că pentru astăzi, de asemenea, mi-am propus să livrez timp de 3 ore la voi în oraș. Chiar sunt curios cum merge teaba și am auzit că Tazul oarecum stă foarte bine aici și mă aștept să fac mai mulți bani decât am făcut în celelalte orașe, pentru că deja am văzut foarte mulți curieri pe stradă cu genți roșii în spate, așa că m-am pus din nou în trafic, am părăsit pista pentru biciclete. Nici am înțeles Tazul, ca și companie de curierat, livrare, mâncare la domiciliu, a pornit de aici din Timișoara. Înainte parcă a fost Eu ce mănânc. Sunt curios cum va merge treaba astăzi aici la voi în oraș. Sunt 0 grade în acest moment. Eu sunt bine, sunt sănătos, mi-a revenit, nu mai sunt răcit și abia aștept să-mi intre prima comandă. Mergem în zona centrală, aici în Timișoara, în Piața Victoriei, loc din care sper eu să-mi intre prima comandă până să ne apucăm de treabă, pentru că din momentul ăsta mai am 20 de minute. Vreau să vă arăt și bicicleta pe care voi livra astăzi. Am primit-o de la un băiat prin intermediul unui partener Taz de aici din oraș, care mă urmărește pe YouTube, băiatul de la care am primit-o, și vreau să-i mulțumesc pe această cale, pentru că voi livra cu o bicicletă electrică, deși, din ce am înțeles, aici în Timișoara nu sunt prea multe dealuri, ci că cel mai înalt punct pe care poți atinge e pe un pod, nu știu prin ce zonă, pe aici pe undeva. Nu cunosc bine orașul, am fost în Timișoara, dar nu m-am plimbat prea mult pe la voi aici. Haideți să oprim undeva chiar în zona asta, în piață, și să vă arăt bicicleta. Bicicleta până acum se comportă foarte bine, adică chiar accelerează super mișto și sunt mulțumit de ea. Sperăm să își facă treaba până la finalul programului, așa că am pus-o sprijinită și vreau să vă arăt și vouă. Este o bicicletă Scott, cu motorul aici amplasat în bătucul pedalier. 11:58 și a intrat prima comandă. Astăzi vreau să bat recordul în 3 ore cu livrări. Haideți să vedem câte comenzi voi face și câți bani voi câștiga. Dacă intră mai multe, nu le voi filma pe toate pe vlog, dar la finalul celor 3 ore am să vă spun exact cât am câștigat. Centrul acesta comercial, Bega, e mall sau e doar un magazin așa? Habar nu am. GPS-ul mi-arată că trebuie să fac dreapta în partea asta și chiar acest lucru voi face. Mamă, ce sprinten în bicicleta asta! Chiar se comportă foarte bine. E bine că am primit o comandă de aici din zonă, 350 de metri. Haideți să mergem după ea, prima pe ziua de astăzi, la Taz în Timișoara. Uite, bă, că se vând și ghiocei aici, bă, frate, bă. Vând oamenii ăștia ghiocei. N-ați înghețat cu ghiocei aici? Cât e? 5 lei, poate când mă întorc eu, dar n-am cum să-i ofer, nu știu, le iau și să-i ofer toție, dacă e. Centru comercial Bega, ne-am tras masca pe față, nu știu dacă mă va controla careva de vaccin sau nu mă va controla, dar cred că trebuie să ajung la etajul 3. Bună ziua! Unde trebuie să la etajul 3, la... Știi unde? La Grecu, nu știu, nu știu. Da, urci scările, se duce acolo, vezi că-s două, și la Grecu și ăsta. Ok, bine. Urci scările, luam, sau cu lift, tu duce cu ce vrei. Ok, mulțumesc, mulțumesc. Uite că am început bine, fără timp de așteptare, aici în Bega Shopping Center. Deja, hai să plecăm pe rapid așa. Bă, nu-mi place când pur mască, pentru că transpiră masca, se face condens, aerul frig afară, respirația caldă și se ude toată. Hai să luăm și noi un buchet de ghiocei de la fata asta de aici și pe urmă plecăm în livrare. Nu stau prea mult să pierd timpul aiurea. Bună, dă-mi, te rog, și mie un buchet de ghiocei. Care să-l iau? Așa. O zi frumoasă. Să știi că nu mă dau la asta ceva, doar fac o faptă așa de gen. O zi bună. Pa, pa. Ok, că era cu prietenul acolo. Ne punem în trafic chiar pe aici pe undeva. Stai să văd dacă pot, pentru că bordurile sunt cam mari. Așa. Gata. Suntem în trafic. 2,2 km îmi arată GPS-ul, Google Maps-ul. Parcă și-a mai revenit, nu mai dă atât de mult rateuri. Și pornim, am pornit de fapt către primul client al meu de aici la Taz Baia Mag în Timișoara. Chiar aș vrea să-mi spuneți prin comentarii dacă aceasta e o pistă omologată sau dacă nu cumva a fost desfințată, pentru că în București sunt multe astfel de piste construite, desenate și pe urmă desfințate de către poliție.
Mamă, ce-mi curge nasul. Am ajuns la locație, strada Martir Surorile Caceau. Așa se numește această stradă și îmi voi lega bicicleta de acest copac. Așa. E un loc de 4 etaje ăsta și trebuie să las comandă la etajul 1. Uite aici, plăcere, o zi bună, la revedere. Hai, stai. Uite, se ascunde acolo. Doamna avea un pisic în spate și s-a speriat tare când m-au văzut. Era în spatele ei, o zgâria acolo. Ok, prima comandă efectuată, așa pe rapid. 12:25, îi dau finalizare. Jap, am primit și 3 lei bacșiș la această comandă și vă zic că cât am câștigat pe ea chiar acum. Deci, hai, aplicație, încarcă-te. 12,88 lei, prima comandă, plus 3 lei bacșiș, adică 15,88 lei. Așa, nici n-am apucat bine să plec de aici. Stai așa să mă încadrez cumva pe una din benzile astea, pentru că trebuie să fac stânga mai în față, având în vedere faptul că am mai primit deja o altă comandă, cea de-a doua, de la un complex studențesc, 3F, așa se numește, mergem chiar acolo. Cantina studențească Politehnica, deci oamenii ăștia stau să-și primească masa, sau de ce stau toți aici? Unde e 3F-ul acela? Stai așa să nu-i deranjăm pe domnii studenți. 3F, uite, aici este. Hai să văd unde leg și eu bicicleta. Cred că pe aici se face intrarea, nu? Ia să-mi deschis ușa? Da. Am și eu la comanda Z7FF. Uite că n-am așteptat nici de data asta după comandă și cum mi-au zis oamenii de aici din zonă, se pare că merge mai bine la tază în Timișoara decât pe unde am fost până acum. Hai să îi dăm pedală către client. De data asta aplicația mă bagă printre blocuri. A, uite, bă, ce bine se comportă bicicleta asta, ești nebun? Chiar accelerează foarte bine. Aici trebuie să fac stânga. Bă, în Cluj mă așteaptă jihadul, dar și acolo mi-a promis un băiat că în momentul în care ajung să-l contactez și îmi dă și el o bicicletă electrică, pentru că am auzit că acolo va fi jihadul dealurilor. Adică acolo chiar voi avea de urcat în Cluj. Și abia aștept să mă conving și de acest aspect. Cred că avem aici o mică clădire de birouri, chiar asta, și am să sun la interfonul ăsta de la poartă, să vedem dacă îmi răspunde cineva. Sau dacă nu, am să folosesc telefonul, să sun direct. Vedeți afară. Am venit să nu. Da. Uite aici, o zi bună, salut, plăcere, salut. Așa, comandă finalizată, ora 12:38. Două comenzi livrate până acum. M-a ajutat enorm faptul că n-am avut timp de așteptare până în acest moment. Și vă zic și cât a câștigat din două comenzi. Un total de, hai aplicație, încarcă-te, 23 de lei și 3 lei bacșiș separat în aplicație. Ei bine, voi prieteni, iată-ne din nou la drum, iată-ne în trafic, pentru că am primit o comandă dublă de această dată. Facem un mic ocol aici, cred că aș fi putut să merg pe scurtătură, dar cum nu cunosc zona, n-aș vrea să mă împotmolesc într-o fundătură pe undeva. Am primit o comandă dublă, de fapt, cred că sunt două restaurante diferite. Ideea e că ne întoarcem la restaurantul de unde am preluat comanda precedentă. Pe urmă mai ridic o comandă și plecăm către doi clienți. Prima comandă dublă din acest maraton. Nici într-un alt oraș n-am mai primit până acum o comandă dublă, adică două comenzi în același timp. Hai să-i dăm pedale. 800 de metri până la 3F complex studențesc. Am tot dat de piste pentru biciclete acum și chiar e mișto. Bravo Timișoara la acest capitol. Nu știu, poate am dat eu doar de zona asta unde sunt mai multe piste, dar mi-ar plăcea să cred și să văd, să constat că sunt așa de multe și atât de cât de cât ok aranjate în tot orașul. Iată-ne din nou la 3F aici. Parcă ridicăm comanda, plecăm la al doilea restaurant și urmă către clienți. Comandă ridicată, n-am așteptat după ea, era deja pregătită și am plătit cash cu bani de la mine pe care trebuie să-i recuperez de la client. Mergem să ridicăm și a treia comandă, care se află tot aici în zonă, restaurantul, undeva în dreapta și pe colț, în paradisul piraților. Ce denumire! Hai să vedem unde parcăm bicicleta aici, în paradis la pirați, și să ne ridicăm comanda, nu? Ușură, ușură, ușură. Mersi, ceau! Ia că era să-mi iau ușa în nas.
Așa, mă uit pe YouTube și văd videoclipul și azi mă întâlnesc cu tine. Ah, așa, așa se întâmplă. Bine, oarecum, oricum, Alex, îmi pare bine. Varlam. Tu la ce faci, la Glovo acum, nu? La Glovo, da. Faci la, mă uitam la vlogurile tale și de atunci m-am apucat, acum vreo 2 ani. Și cum ți se pare, ok? Ba, e ok, da. E că să stai legat într-un loc mai bine te simți. Da, știi? La fel ca și tine, liber. Asta e cea mai... Așa vreau să spun, da. Mi-e urât cu masca asta că transpir, te faci... Știu, e urât, nu știu cum să respir. Bă, mersi okay, mult, frate. Perfect, frate, și spor la treabă. Multă sănătate. Numai bine, bafte, salut, mă rog. Gata, băi, fraților, comandă primită și de aici, din paradisul piraților. Așa să-mi pun masca, mi-am legat bicicleta până la urmă, mi-a zis băiatul ăsta că se fură. Am făcut o poză cu el aici, mi-a zis că s-a apucat de livrări urmărind videoclipurile mele și asta nu poate decât să mă bucure dacă îi place ceea ce face acum, că făcea altceva înainte. Și plecăm pentru că, uite, am 2,4 km de pedalat până la primul client, a treia comandă, mă rog, în dublă asta, comanda 3 și comanda 4 oarecum. Și sunt curios cât voi câștiga din două comenzi efectuate într-una dublă, hai să nu vă stric de tot de cap să vă amețesc. 2,3 km, cum vă spuneam, până la client, îi dăm pedală și ne vedem chiar acolo, pentru că deja am vorbit prea mult. Ei bine, uite acolo, trebuie să las comanda, e în construcții drumul și am să leg bicicleta pe partea asta, acolo chiar nu am loc. Celebrele tramvaie, violet, alb, tot în culorile astea aici în Timișoara. Frate, stai așa, ce e aici, mă? Am intrat într-o curte. Stai așa, să văd. Am două comenzi, nu mai știu exact care era a ta. Asta e una. 3F sau cealaltă? Da, 3F. A, de la 3F, înseamnă că asta e atunci. Mulțumesc, o zi bună, o zi bună, salut! În Timișoara mergem pe încredere, nici nu mai numărăm banii. Mi-a zis că sunt banii toți aici. Uite, chiar nu-i număr deloc, îi bag direct în borsetă. Comanda numărul 3 livrată, prieteni. Livrăm imediat și comanda numărul 4. Hei bine, am ajuns și în locul în care trebuie să las comanda a 4-a. Mai verific o dată unde trebuie lăsată. Numărul 43, cred că e acolo pe colț, în acest complex rezidențial. Hai să facem stânga aici, semnalizăm frumos. Parcăm bicicleta în fața blocului, pentru că cel mai probabil aici trebuie să las comanda, dacă nu greșesc. Mă tot învârt pe aici, prin jurul blocului, nu scrie nimic, adică nu e menționat numărul blocului. Și nu știu sigur dacă se face pe aici intrarea sau nu. Ușa e deschisă, ne încercăm norocul. Hai, poate e chiar aici, să vedem. Bună ziua, uitați aici comanda. 43 de lei, vă rog. Mulțumesc frumos, mă zic bună, la revedere. Comanda numărul 4 livrată, cu 7 lei bacșiș. Până acum a mers extraordinar treaba, pentru că într-o oră și jumătate aici în Timișoara, din 4 comenzi efectuate, am câștigat 53 de lei în aplicație, plus 3 lei bacșiș în aplicație, 5-6 de lei și încă 7 lei bacșiș pe care i-am primit acum de la o femeie. Mergem către Piața Victoriei, nu știu dacă din zona asta unde mă aflu acum, pentru că nici nu știu unde sunt mai exact, dacă pot primi vreo comandă, dar mergem în zona centrală, în Piața Victoriei și aștept să primesc o altă comandă. Poate o primesc pe traseu înainte să ajung acolo. Și iată-ne aproape de locul din care am pornit astăzi videoclipul cu livrări în Timișoara. Prima oră și jumătate a fost în forță maximă. Acum stau de 10 minute fără comandă. Am ajuns în centru și încă n-am primit o altă comandă. Ne mai plimbăm puțin pe aici în zonă, în speranța că poate voi pescui vreo comandă. Dacă nu, așteptăm. Aia, dar stai așa să mă întorc și să merg către McDonald's. Poate de la McDonald's de aici am șanse mai mari, nu știu. Pescuim, sunt pescar de comenzi acum. Hai să-i dăm pedală. Bă, ce bine începusem, bă, și uite că nu mi-a mai intrat altă comandă. Într-o oră jumate, 53 de lei, chiar a fost super bine. Bă, deci ca să nu greșesc, asta e piața... Ce piața? Asta e Piața Libertății aici. Mai încolo trebuie să fie Piața Unirii, că s-ar putea să le fi încurcat la început. Și unde am început e Victoriei. Că mi-a explicat un băiat mai devreme, nu prea știam exact. Deci asta e Piața Libertății aici, gata. Și am primit o comandă de aici, din Piața Libertății. Bine, s-ar putea să fie mai departe, dar din locul ăsta unde mă aflu, mi-a dat comandă tocmai la Life Balls. Și se află la o distanță de, stai așa să vedem, punem Google Maps-ul, până la Life Balls am de pedalat exact 300 de metri, deci până la urmă am venit bine în zona asta, pentru că a intrat și comanda numărul 5,
voi traversa și în partea aia, pe acolo, din ce am văzut, se află acest restaurant. Life Ball. A, uite, chiar în capăt acolo. Mergem frumos pe pistă de biciclete. Și pe partea stângă, vedeți aici, Life Balls. E bine că nu trebuie să mai aleg bicicleta. Am văzut că predarea comenzii se face la geam afară. Hai să vedem dacă e gata. Așa, mersi, o zi bună. Și am plecat cu comanda. Am stat după ea vreo 13-14 minute. Prima comandă cu timp de așteptare, aici în Timișoara. Am setat GPS-ul către strada Miorița și trebuie să livrez undeva la o casă. 2,6 km până acolo. Haideți să-i dăm pedală, fraților! Aproape am ajuns pe strada Miorița, dacă nu suntem deja pe ea. S-ar putea să fie aia din față de acolo. Trebuie să fac stânga, uite, chiar în locul acesta. Nu știu prin ce cartier mă aflu, văd o fabrică acolo, o moară sau ce e aia. Profi, de asemenea, sunt undeva mai la periferie, oarecum, dacă pot să zic așa. Nu prea am prea multe detalii aici. S-ar putea să livrez la recepția acestui hotel? Nu știu, am doar un număr în aplicație, nu am număr de bloc și așa mai departe. Scară. Ăsta e cămin studențesc sau ce e ăsta aici? Uite că vine o fată acum, dar nu știu, s-ar putea să trebuiască să-i dau ei comanda. Ia să vedem. Bună ziua! La tine oare comanda? O secundă. Puteam să-l livrez până la ușă dacă punem mai multe detalii. Sau e cămin studențesc aici sau ce e? E bloc. A, e bloc, ok. Ok. Nu cred că nu zona, o secundă. Adică dacă puneai detaliile, veneam și te dădeam chiar la ușă. Adică... Uite așa. Mersi. Plăcere, o zi bună. La fel, ceau. Ia și comanda. Ceau, ceau. Numai eu puteam să visez cămine studențești prin zona asta. Cel puțin. Mie așa mi-a lăsat impresia, am crezut că e cămin studențesc aici, de așa când curge nasul. Așa, îi dau finalizare la această comandă, 67 de lei, să văd dacă i-am dat bine restul, da, i-am dat bine restul. Nu vă zic acum cât am câștigat din 5 comenzi, mai am timp să fac o comandă, maxim 2, dar nu le voi mai filma pe vlog și poate mai dau câte un cadru așa de prin oraș, dar nu mai filmez o comandă în sine și la final vă zic cât am câștigat aici în Timișoara. Mă duc din nou în zonă centrală pentru că de aici... La, nu știu, zona asta, nu știu ce comenzi aș putea să mai primesc. Și ca să nu ziceți că vă mint, vă mai arăt doar așa. Eu plec după comandă, am mai primit încă o comandă, n-am apucat să plec din zona asta și dacă sunt norocos, ar putea să am timp de două, nu doar una. Hai bă, că ești în Timișoara, trafic aglomerat, chiar am vrut să zic, bă, dar nici aici la voi nu există trafic aglomerat. Încet, încet, începe lumea să scape de la muncă și... Se aglomerează arterele principale și în Timișoara. Eu acum livrez ultima comandă din seria asta, este ora 15 și 2 minute. Trebuie livrată aici undeva în zonă, cred că în partea stângă, în intersecție, trebuie să fac stânga. O livrez și revin să vă spun cât am câștigat în 3 ore. Ei bine, băi prieteni, pe aici undeva prin zona asta s-a propovăduit, dacă pot să spun așa, și ultima mea comandă la TAZ. Au fost 7 în total, astăzi în 3 ore și am câștigat 88 de lei în aplicație. A fost o super zi la TAZ cu livrări în Timișoara, comparativ cu celelalte orașe. 88 de lei plus 11 lei bacșiș primit prin intermediul aplicației și de asemenea am mai primit vreo 15 lei separat direct cash în mână de la clienți. Dacă printre voi sunt persoane care vor să muncească aici în Timișoara, la TAZ, bineînțeles, cu mașină personală, biciclete, scooter și așa mai departe, în descrierea acestui videoclip aveți un link și dacă l-accesați veți da de un formular, băgați detaliile acolo personale și veți fi contactați în cel mai scurt timp pentru angajare. Eu mă duc acum să predau bicicleta. Voi stați pe aproape dacă vă place genul acesta de conținut, pentru că urmează clipul din Cluj. Poi mâine, cred, și de asemenea peste vreo 4 zile clipul cu livrări la TAZ în București. Pe mine mă găsiți și pe Instagram, Grigore Varlam Oficial, cu un singur F. Nu rămâne acum decât să vă salut. Ce faci, mă? Uite, mă latră câine aici în Timișoara. Și să mi-au rămas bun de la voi. Cam asta e, toate cele bune pe data viitoare. Pa, pa, fraților!